Comportamente pasive, asertive, agresive. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa 7 a șaptea. Fiecare persoană are un mod unic de a se comporta, de a reacționa și de a se manifesta în diferite situații. Modul în care oamenii reacționează în fața unor situații poate fi diferit așadar de la o persoană la alta, de la o situație la alta. În această resursă, Emma, Lily, Luca și Eddie te vor ajuta să înțelegi ce înseamnă comportamentul pasiv, asertiv și agresiv și care sunt diferențele între aceste tipuri de reacții comportamentale, astfel încât să-ți poți analiza propriul mod în care te comporți și să-l îmbunătățești dacă vei considera că este necesar să faci asta. Vi s-a întâmplat să împrumutați altcuiva un obiect care va aparține? și în momentul în care l-ați primit înapoi acesta să fie deteriorat sau stricat? Poate ați vrut să ajutați un coleg sau o colegă care nu a avut acces la internet în această perioadă și ați împrumutat caietul vostru pentru a putea ține pasul cu lecțiile predate online, însă, când vi l-a înapoiat, acesta a fost îndoit, pătat sau cu foi lipsă. Poate a fost o carte. Cum ați reacționat în momentul în care ați observat că starea obiectului împrumutat nu este aceeași? Ați fost calm și nepăsător precum Emma și nu i-ați spus nimic gândindu-vă să nu îl supărați sau să nu o supărați chiar dacă voi ați suferit? Dacă ați evitat să atrageți atenția celorlalți asupra faptului că nu sunteți mulțumiți de starea în care v-a înapoiat obiectul împrumutat, încercând în felul acesta să ocoliți un conflict, dacă în general obișnuiți să-i lăsați pe ceilalți să aleagă în locul vostru, vă încălcați propriile drepturi pentru a-i mulțumi pe ceilalți, Comportamentul vostru în aceste situații este unul pasiv. Sau ați căutat să discutați cu calm așa cum au făcut Lili și Luca și să aflați ce s-a întâmplat, fără să jigniți? Ați încercat să găsiți împreună soluții gândindu-vă că și vouă vi se poate întâmpla să deteriorați sau să stricați un obiect fără să vreți? Dacă în situații neplăcute Reușiți să vă exprimați emoțiile, părerile și convingerile pe un ton calm, fără a afecta și ataca drepturile celorlalți, dacă reușiți să comunicați direct, deschis și sincer, câștigând respectul prietenilor și colegilor, dacă discutați problema și vă susțineți drepturile fără să îi jigniți sau fără să încălcați drepturile celorlalți, atunci aveți un comportament asertiv, ceea ce este de dorit. Dacă însă în astfel de situații sunteți furioși precum Eddie, obișnuiți să faceți acuzații și jigniți persoanele care vă creează neplăceri, dacă vă arătați cu orice preț nemulțumirea, fără să discutați și fără să vă pese de explicațiile date sau de cum se simte persoana respectivă, de motivele pentru care a avut loc fapta neplăcută, gândindu-vă că îi dați în felul acesta o lecție, comportamentul vostru este unul agresiv. Gândiți-vă la câte un exemplu de situație în care ați avut un comportament pasiv, asertiv și agresiv. Descrieți ce ați simțit și cum v-ați comportat în fiecare situație. Care au fost consecințele, adică urmările manifestării fiecărui tip de comportament, asupra persoanelor față de care ați manifestat aceste reacții? Dar asupra voastră. Pentru a reuși să identificați diferențele între cele trei tipuri de reacții sau manifestări comportamentale, vă propun următorul exercițiu. Analizați cu atenție și potriviți cu ajutorul unor săgeți răspunsurile care definesc fiecare tip de comportament, ținând cont de următoarele aspecte. Modul în care este abordată problema. Să vedem, ai reușit să potrivești răspunsurile corect? Modul în care ți-aperi sau susții propriile drepturi. Iată și răspunsurile corecte. Importanța pe care o acorzi drepturilor tale și ale celorlalți. Aici cum ai rezolvat? Încrederea în propria persoană. Să vedem dacă ai răspuns corect. Și modul în care faci alegeri. Verifică dacă răspunsurile tale se potrivesc cu cele pe care le-am asociat eu. Tu cum reacționezi de obicei atunci când te confrunți cu o situație neplăcută? Te-ai gândit vreodată, Că ceea ce oferi celorlalți poți primi și tu la rândul tău? Comportă-te cu ceilalți așa cum ai vrea să se comporte și ceilalți cu tine. Desigur, toți am trecut sau putem trece prin situații în care să avem manifestări caracteristice celor trei tipuri de comportament. Important este să descoperim care este comportamentul care ne definește reacțiile adică cel pe care îl realizăm cel mai des în diferitele situații cu care ne confruntăm pe parcursul vieții. În raport cu acest comportament, vă propun să reflectați, să vă gândiți dacă poate fi îmbunătățit și ce anume ar trebui să faceți pentru a avea comportamentul dorit. Comportamentele asertive sunt cele care păstrează echilibrul și ne ajută să gestionăm eficient situațiile cu care ne confruntăm, astfel încât consecințele asupra noastră și asupra celorlalți să fie plăcute.